Doroftei vrea campionat mondial în România. Președintele Federației Române de Box a lansat o propunere municipalității ploieștene. Este vorba de organizarea unui campionat mondial de box pentru junioare la Ploiești. Moșu a avut o discuție cu primarul Iulian Bădescu pe tema dorinței fostului campion mondial la profesioniști ca orașul în care s-a lansat în box să găzduiască o competiție de asemenea învergură. Evenimentul ar putea avea loc în luna noiembrie la Sala Sporturilor, unde sunt șanse ca lucrările să fie finalizate. Doroftei susține că echipa României de fete are o imagine bună și fetele ar merita să se bată pentru medalii chiar la ele în țară.